suntem din nou în platoul nostru de la Ce înseamnă, că așa am hotărât să se numească emisiunea. Apropo, ce părere aveți despre asta? Că emisiunea noastră se numește Ce înseamnă? Când auziți, la ce vă gândiți? Care-i? Asta, emisiunea Ce înseamnă, m-am gândit inițial că va fi o emisiune cum ar fi să fii sau cum este să fii, ceva de gen. S-ar putea să devină. Apropo de asta, ziceți că am prea multe informații. Păi nu, dumneavoastră le-ați dat? Că eu sunt opărăcioasă. Ovidiu, îți mai amintești când te puram la televizor că făceai tot felul de lucruri? Să știi că n-am uitat. Și vom face din nou. Asta cu condiția să nu mă lași pe întuneric și să nu-mi închizi camera. Mulțumesc. Revenind, le-am zis, colegii mei știu că eu sunt părăcioasă la televizor. Informațiile astea dumneavoastră le-ați dat la un moment dat și mi se pare foarte important ca oamenii să știe. Pentru că atunci când vorbim despre cazuri sociale, când vorbim despre ajutor, când vorbim despre... E important ca cei care se uită la televizor să vadă că oamenii care ajută sunt oameni care au trecut prin asemenea situații și care știu exact despre ce e vorba, care știu ce înseamnă să mergi la școală desculți sau cu o singură pereche de încălțăminte și iarnă și vară, care știu ce înseamnă să n-ai 5 perechi de blugi și 7 perechi de mai știu eu ce alți pantaloni, care au reușit să se descurce în situații limită, peste care alții poate că n-ar fi reușit să treacă. Și totuși, când s-au făcut mari și puteau să-și aleagă absolut orice domeniu, absolut orice meserie, au ales să-i ajute pe ceilalți. Și asta mie mi se pare foarte important. Dacă e să vorbim despre ce înseamnă ajutorul, aș include și povestea asta în răspunsul întrebării. Da, este foarte adevărat. Poate dacă n-aș fi suferit și n-aș fi trecut prin clipele care le-am trecut în copilăria mea, poate n-aș fi fost la fel de puternic să fac ceea ce fac. Apropo de asta, mama, care a fost plecată o perioadă foarte lungă de timp în străinătate, tocmai pentru a vă ajuta, ce părere a avut în momentul în care i-ați spus, că probabil i-ați zis, mama, eu vreau să fac o asociație și să-i ajut pe alții? Ce a zis? Mama întotdeauna m-a susținut și în fiecare zi mă sună și când stăm de vorbă, când am timp, că de obicei spun, da, mama, e ceva urgent, dar nu vă închid. Te sună mai târziu și a doua zi n-am sunat-o pe mama. Așa îmi spune Dănuț, că e așa malin, Dănuț, să nu pui mama niciodată mâna pe banii copiilor. Asta este prima chestie care mi-a zis. Să nu pui că te-ai păcat la Dumnezeu și te va pedepsi. Asta m-a învățat pe mine mama. Asta e cel mai important lucru pe care l-ați învățat de la mama? Mama m-a învățat așa. Mi-a zis, Dănuț, indiferent că ți-a fost greu, indiferent că n-am avut, tu trebuie să înțelegi că mai devreme sau mai târziu toți plătim în fața lui Dumnezeu. Indiferent. Poți să ai tu banii din lume sau poți să fii sărac lipit, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și cum spune și Biblia, să nu furi, să fii un om bun. De asta spun de fiecare dată pe Facebook, să fim mai buni. Pentru că nu ne costă nimic să fim mai buni. Da, apropo de să fim mai buni, și o să mă iertați dacă voi fi foarte intruzivă și poate că o să îți gândesc așa niște răni. De la tata ce ați învățat? Care e cel mai important lucru pe care vi-l amintiți? Câți ani aveați în 94? Din păcate, pe tata mi-l amintesc doar vag. Nu prea am avut posibilitatea să învăț prea mult pentru că aveam doar 4 ani. Eram foarte mic. Am doar câteva memorii așa rămase în mintea mea. Nu țin. De multe ori, pentru mine, data de 22 aprilie este poate cea mai urâtă zi din viața mea pentru că mi-aș fi dorit câteodată să văd și o viața cum este cu el. Cum ar fi dacă el ar fi fost în viață? Pentru că altă soartă aș fi avut. Aș fi avut de toate. Ce vârste au frații? Pe noi ne-a făcut din 4 în 4 ani. Eu sunt cel mai mic. 4. Tot așa ne-a făcut. E interesant este că mama cu tatăl meu s-au cunoscut la o nuntă. Și diferența de vârstă dintre ei e de 4 ani? Ar fi fost? Nu știu exact. Asta ar fi fost foarte haios. Diferența tata e mai mare decât mama cu 4 ani și diferențele dintre voi frații să fie de câte 4 ani. Ar fi fost haios. Mama s-a întâlnit cu tata la o nuntă și exact după o lună de zile i-au făcut și stare civilă, nuntă. Așa, repede? Păi, dar cum? Așa era pe timpul. Bine, până la urmă important e să
să găsești omul potrivit. Timpul chiar nu contează foarte tare. Și frații mei mari, ce vă povestesc? Vă întâlniți vreodată toți? Reușiți să vă întâlniți toți cinci? Cinci și câți au mai adăugat patru, familiei? Patru suntem noi toți. Patru frați și mama? Da. Greu ne întâlnim. Pentru că unul din frați este șofer pe tir, celălalt este plecat în Austria, unul este în Anglia, unde am fost eu. Nu știa de dorit mama și o fată? Sau așteaptă să le aduceți? Eu fiind cel mai mic, când m-a văzut pe mine băiat, a vrut să mă lasă la maternitate, îmi povestea că nu vrea să mă alăpteze și a venit moașa și i-a tras două palme lui mama, a zis că alăptează copilul. Ca să zic un secret, mama mea și-a dorit foarte tare să aibă un băiat. Și a născut două fete gemene. Vă imaginați că situația este similară. La fel a simțit. Mamă, eu am vrut băiat și uite cu ce... Doamne, ce ți-am cerut și ce mi-ai dat. Dar acum e mândră. Eu cred că este mândră de mine. Sper să nu o dezamăgesc niciodată și sper de asemenea să nu dezamăgesc pe nimeni niciodată. Pentru că trebuie să măsor foarte cu grijă pașii care fac... Trebuie să fiu transparent cum am fost până acum, trebuie să fac cum am făcut până acum, dar după cum zicea și doamna psiholog, trebuie să-mi fac și viața personală. Dar apropo de psiholog, de ce ți-a ales să mergeți la psiholog? Pentru că mulți dintre noi ascundem toate... Eu nu ascund deloc, pentru că, să vă zic, situația reală. Pe mulți cei care m-au criticat pe internet, aș vrea să meargă cu mine, măcar o săptămână, să vadă ei viața prin ochii mei, să vadă și ei copii suferind, să vadă familii suferind, să vadă părinți morți, să vadă oameni cu cancer și așa, să vedeți dacă este greu. Imaginați-vă ce suferință este în sufletul meu zi de zi văzând copii care poate n-au mâncat nimic în ziua respectivă, copii care poate își doresc o haină purtată. Deci nu o haină nouă, o haină purtată. O haină care să le fie, în care să le fie cald sau... Ce este în sufletul meu? Și mai ales că săptămâna trecută, acum două săptămâni, am avut un caz cu un bărbat de 41 de ani, bolnav de cancer, care stătea într-o singură cameră cu trei fetițe și cu soția. El avea cancer de colon, avea pungă undeva în lateral și se spăla într-o, cum spunem noi la țară, o băliuță metalică. Și nu și-a dorit nimic altceva decât o baie să se poată spăla. Și avea o cameră unde nu era terminată și am dispărțit-o în două și am să-i fac o baie și o bucătărioară. Dar, din păcate, a pierdut lupta cu viața și familia s-a văzut din nou neputincioasă în fața acestei tragedii. Și n-ați continuat proiectul? Ba da, mai mult am făcut încă o dată apel la oameni, l-am și înmormântat, pentru că familia nu a avut posibilitate. Asociația Grup Civic Botoșan s-a ocupat de toată înmormântarea. Zile viitoare voi termina baia și bucătăria, și camera, pardon, că îi fac o baie și o cameră acolo. Au fost niște costuri mai mari, pentru că la Oneaga s-a întâmplat aici. Oneaga nu are apă curentă și a trebuit să le fac o fântână, care mi-a ajuns 7500 de lei numai fântână. Și mi-a fost foarte greu, pentru că vă imaginați, la mormântare, am auzit fetele, plângeau, strigau, tati vin acasă, suferință mare. Dar oamenii care se uită la dumneavoastră și vă văd un om mare, apropo de suferință mare, un om mare, un om matur, un om care reușește să depășească situația asta, sigur se gândesc, n-are cum să fac, face așa doar de dragul oamenilor. E greu pentru unii să înțeleagă asta. Este foarte greu, pentru că ei toți avem suflet în noi, până la urmă suntem oameni. Vă faceți impresia că mie mi-este ușor. M-am încărcat foarte mult emoțional și mi-a fost foarte greu și de asta am hotărât să merg la psiholog pentru a reuși să... Am discutat cu doamna psiholog pentru și mi-a prins foarte bine, pentru că... Sunt convinsă. Pentru că e nevoie să ai pe cineva care să te asculte. Dar înainte de publicitate,
Vorbeam despre Andrei și despre faptul că mâna dreaptă, care a zis că vrea să facă el casa, prima casă să facă el. Să revenim la povestea asta, să... Da, m-am dat de acest băiat, Andrei, de la Mănăstireni. Eu deja eram la a treia casă, da? Construisem alte două cu alți băieți și a venit. Și acolo l-am văzut, un băiat foarte cu minte. Ne-am apucat acolo de treabă și între timp un bun prieten de-al meu venise acasă, nu prea avea de muncă și mă întrebă, Daniel, dacă vrei să mă ieși pe mine la treabă? Zic, da, mă, cel. Fină, uite, mergi cu Andrei și hai. Și așa am creat o echipă de doi băieți foarte buni, foarte cuminți, foarte muncitori și am terminat casa în doar 35 de zile. Și... Ceea ce e foarte puțin. Da, este foarte puțin. În momentul în care mergeți la oameni, că dumneavoastră sunteți într-un fel un intermediar, luați de la unii și oferiți celor care au nevoie, ce le spuneți oamenilor? Vă dați exemplu? Vreodată? Uite, și eu am trecut prin asta, e foarte greu, ajută-i pe oamenii ăștia să depășească mai ușor situația, copiii ăia să nu se chinuie cum am chinuit eu. Dumneavoastră faceți referire la oamenii care sărați sau oamenii care... Nu, la oamenii de la care cereți ajutor, la oamenii de la care cereți dumneavoastră ajutor. Materialele, banii, vin de undeva. Da, numai că eu 9 luni de zile n-am bătut la ușa nimănui să cer nimic. Dar cum ați făcut? Deci eu nu am că tare-s curioasă. Eu n-am fost la nicio firmă, la nimeni. Și atunci cum ați reușit să ridicați atâtea case, să ajutați atât de mulți oameni, fără să vă duceți că asta e cel mai greu, bună ziua, da, mă foarte, numesc că am venit. Este foarte greu de crezut, dar... Cum s-a întâmplat? Fost să întrebați pe cine vreți dumneavoastră, nu am bătut la ușa nimănui. Spuneți-mi cum ați făcut. Am postat simplu, am postat cazul respectiv, cazul familiei. Deci doar Facebook-ul a făcut toată treaba Facebook-ul și oamenii au venit la dumneavoastră? Și presa din Botoșani, țin să le mulțumesc enorm de mult pentru că m-au susținut. Povestesc că aici doar la mine nu fusese răs pentru că abia am început emisiunea, da. Dar în rest... Facebook-ul este poate și mai puternic ca presa și ca oricine. Deci Facebook. Eu întotdeauna ce am făcut? Am cerut ajutorul oamenilor pe Facebook, am postat cazul. Ați documentat, ați fost la fața locului, ați adunat informații? Așa, așa am zis, cine dorește. Și oamenii m-au sunat. Daniel, hai să ne întâlnim să-ți dau bănuți. Daniel, o pus în contul. Daniel, uite, pot să dau eu geamul ăsta. Dar eu, în 8 luni de zile, am reușit să fac o conexiune cu niște oameni foarte buni. Cu niște oameni care au afaceri în Botoșani, în tot județul, la București și așa mai departe. Care ei, am, spre exemplu, oameni de la București, foarte sus puși, care n-au Facebook, doar m-au văzut odată pe la televizor și pe număr vorbim pe WhatsApp, care mă susțin fiecare lună, 50 de milioane, 100 de milioane, cu fiecare cât crede. 5.000, 10.000, ca să vorbim și în bani noi. 5.000, 10.000. Și am reușit să fac o conexiune de oameni frumoși în tot județul. Credeți că ați avut noroc că s-au întâmplat lucrurile așa? Adică n-a fost nevoie să bateți la ușa nimănui, n-a fost nevoie să rugați pe cineva în mod special să vă ofere ceva. Pur și simplu ați fost doar omul potrivit, în locul potrivit. Care e motivul pentru care lucrurile s-au întâmplat așa și nu cum se întâmplă de obicei? Bună ziua! Știți, eu am fost o persoană foarte ambițioasă și foarte corectă, dar corectă în sensul că nu corectă, corectă, foarte corectă. În momentul în care trebuie să-l trag pe domnul primar, care el este sus pus de urechi, eu l-am tras de urechi, că nu m-a uitat că el e soma primarul, are el nu știu câți bani sau nu știu ce, pe mine nu m-a interesat. Eu am postat tot. Băi, atâția bani am luat, atât am postat pe Facebook. Asta am făcut, am postat, lumea au văzut. Pentru eu în campanie 5.000 de zâmbete în 2 săptămâni mi-a trebuit 50.000 de lei. Eu după 2 săptămâni am ieșit în fața lumii și am zis, băi, oameni buni, eu am 30.000 de lei în plus peste aia 50.000. Toată lumea, conturi false, domnul, că nu trebuie să arătați, că eu am scos extrasele de cont și am arătat la oameni, așa sunt banii. De ce să-mi arăt? Corect. Că faceți voi măgări că asociațiile sunt în marea majoritate a asociațiilor, nu toate, sunt cele mai mari măgări care există la ora actuală în România. De asta mulți sunt sceptici. Vă asumați asta? Eu mi-asum. Că eu nu știu, eu n-am dat în asociație asta. Și știu de ce unii oameni sunt foarte sceptici. Pentru că cele mai mari spălări de bani în România se fac prin asociații. Deci sunt oameni, de asta unii oameni Și de asta credeți că vă critică?
cei care vă critică, convins, pentru că reușiți să le arătați celor care vă ajută exact care sunt sumele, exact unde merge fiecare leuț? Da, de asta mă ajută lumea și de asta oamenii vin nu numai o dată, vin de mai multe ori și mă ajută. Pentru Dar că dumneavoastră aveți momente în care cădeți? În care simțiți că gata, gata, până aici eu nu mai pot. De câte ori am vrut să renunț? De ce? Pentru că, știți, câteodată cei care îi ajut nu sunt chiar corecți față de tine. Și nu să... Nu sunt recunoscători? Exact. Și să vă zic de ce. Nu pentru că nu ar vrea, nu-i ajută mental, capul nu te ajută. Când nu te ajută capul, este vai și amar de tine. Da. Există un... trebuie să existe o modalitate de a-i face pe oamenii ăștia să înțeleagă niște lucruri. Adică nu cred că de fiecare dată e din cauza că nu-i ajută capul, cum ziceți. Cred că... Mental, educația este cea mai mare problemă a județului Botoșani. Asta voiam să ajung. Aici, aici voiam să... Educația este cea mai mare problemă. Dacă cei care... Deci nu sărăcia, nu faptul că suntem noi aici în Moldova și că moldovenii or fi cum or fi, ci faptul că nu mergem la școală. Educația este mare problemă, trebuie să ne axăm mai mult. Și dacă v-ați gândit să faceți și campanii în direcția asta, să ducem copiii la școală, să ducem copiii la grădiniță? Asta vreau să zic eu, dacă dă bunul Dumnezeu și totul o să meargă conform planurilor mele, voi desfășura o campanie foarte mare în septembrie, în luna septembrie, înaintea începerii școlii, după care va urma și campania 5.000 de zâmbete, pentru că campania 5.000 de zâmbete va fi în fiecare an de Crăciun. 5.000 de copii vor primi câte un pachetel și o portocală din partea Asociației Grup Civic Botoșani, cu ajutorul oamenilor. Și când spun Asociația Grup Civic Botoșani, sunteți voi, oamenii care donați, oamenii care veniți voluntari și mă ajutați. Voi sunteți Asociația Grup Civic Botoșani, nu-i Daniel Cșlariu. Asta vă zic. Deci până la urmă, asociația asta are foarte mulți membri. M-a spăcălit la început de emisiune. La asociația are un singur membru, adică eu că merg și fac, dar Asociația Grup Civic Botoșani sunteți voi, cei care sunteți alături de mine în fiecare moment. Și pe această ocazie rog oamenii să nu se supere pe mine, pentru că sunt oameni care mă sună: Daniel, am niște mobilă, hai, poți să vii să o iei azi? Băi, eu cred pe ei că își cumpără mobilă azi și vor să... Dar eu nu am posibilitate, eu nu am transport, am o mașină, e micuță, un caddy, încerc să mă descurc, dar am și alte treburi de rezolvat și nu pot chiar Planul atunci. E făcut poate și cu o săptămână înainte, da, pentru... Sunt foarte, foarte ocupat, încerc să ajung la toată lumea. Lumea trebuie să înțeleagă că eu sunt singur el. Nu pot să... Nu-mi permit să-mi iau un om să facă treaba în locul meu. Pentru că nu știu dacă rata succesului va fi la fel. Dar v-ar permite statutul asociației să aveți angajați, adică oameni care să fie plătiți pentru asta? Da, da. Pentru că normal o asociație, spre exemplu, de ce vă spuneam cu chestia asta cu asociațiile? O asociație, dacă dumneavoastră îmi dați suma de 1.000 de lei, da, spuneți să ajut oamenii. Legal, eu la o familie trebuie să-i dau doar 200 de lei. 800 de lei trebuie să-i folosesc în folosul meu. Motorină, cazare, mâncare, protocol, nu știu ce. Păi asta înseamnă că ajutorul practic e mai mult pentru cel care face asociația. Sună prost ce zic, exact, într-adevăr, dar din ce spuneți reiese că... Lumea este. Păi eu socoteam zilele trecute cu contabila mea, pentru că eu am un salariu pe asociație, pentru că trebuie să supraviețuiesc, da? E până la urmă un serviciu. Da. Dacă vă ocupați de asociație de dimineață până seara, am un salariu, e greu să mergeți la serviciu. 1.770 de lei. Net brut? În mână. Net. 3.000 de lei pe carte de muncă. Și contabila mea spunea: Daniel, ia, și au trecut 6 luni de zile, rulajul este foarte mare, trebuie să-ți mărești salariul, pentru că muncești foarte mult, una la mână, și procentele tale la asociație sub 1%, care alte asociații au și 15-20%. Și, într-adevăr, muncești și mă tem că voi atrage niște controle asupra mea, că zic, băi, stai o leacă, totuși premică... asta, cam puțin bani ești, cam multă muncă face, trebuie să... E ceva în neregulă, că nu se neregulă. Poate. Și vorbeam cu cineva zilele trecute și a zis că, băi, Daniel, uite, ai construit acasă, dar tu unde stai? A zis că, hai să te arăt unde stau, sau într-un apartament fără condiții, credeți-mă, dau 900 de lei. Da, despre asta o să vorbim și la următoarele noastre întâlniri, pentru că s-a terminat deja întâlnirea noastră de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot că v-ați rupt din timp pentru a veni alături de noi la Ce înseamnă. Vă mulțumesc pentru invitație.
Asta a fost. V-am zis, trece repede timpul și trece repede pentru că întâlnești oameni extraordinari care fac lucruri extraordinare despre care trebuie să știm. Și faptele lor se văd pe Facebook, așa cum spune invitatul meu din această seară. Dar ce sunt ei cu adevărat se văd la televizor, la ce înseamnă. Ne vedem și mâine seară de la ora 19:30.